Este vineri, așa că a venit momentul să vorbim despre haine. Colega mea, Gabriela Ghizel, este deja în studio. Bună, Gabi, ce ne-ai pregătit astăzi? Bună, Cristina! Acum deja a început sezonul estival și cei mai mulți dintre noi deja ne-am planificat un concediu la mare. Am zis că nu ar strica să vedem cum putem arăta de milioane la plajă. Cum alegem costumul de baie, dar și ce să purtăm pe deasupra, ne va spune stilistul Dragoș Săpunăroaia. Rochia perfectă pentru plajă, în primul rând, trebuie să fie colorată, trebuie să fie extraordinar de vaporoasă, da? Aceasta este o roche tip plasă, dacă vreți așa. Dragoș, zi-mi, o astfel de roche de plajă o mai putem repurta și în alte contexte, în afară de plajă și piscină? Gabi, astfel de rochie, astfel de produs vestimentar îl purtăm strict la plajă. De asta se numește și rochie predestinată sezonului cald pentru plajă, pentru că este potrivită strict pentru costum de baie, ca să-l acopere. Dragoș, trebuie să-ți recunosc că am ajuns la partea mea preferată. Eu n-am avut niciodată rochie de plajă, mereu am purtat o eșarfă. E o idee bună? Este o idee foarte bună. Uite, mă bucur și de briza valurilor de apă care îmi vin în față. Este o idee foarte bună pentru că nimic nu este mai urât decât atunci când o doamnă se duce la bar să-și cumpere, de ce nu, un cocktail și se duce în costum de baie. Cred că e multă lume care nu vrea neapărat să investească într-un caftan, de exemplu, pe care îl poate purta doar la plajă și atunci... Să le dăm niște idei cum să stilizeze o eșarfă astfel încât să arate cât mai bine. În momentul în care avem o eșarfă mare, da, din mătase sau dacă nu ne permitem mătasea, sigur, avem un material de viscoză, precum este aceasta, o facem în formă de triunghi și, dacă îmi permiți, o să ți-o pun așa pe umeri. Asta ar fi cel mai simplu cel mod. Cel mai simplu mod în care putem să o înnodăm și cu o fundiță aici, un fel de nod. Următorul și ultimul tip care mie îmi place foarte tare este să transformăm cumva într-o roche, dacă este cu fundiță, da? Și putem să o legăm foarte frumos aici la gât. Această eșarfă nu este atât de mare cât să ne permită acest lucru, însă este foarte versatilă și putem să o punem în multe, multe moduri. Și turban, putem să o folosim și pe post de fustă, da? Și ultima noastră ținută în care ne demonstrezi, nu, că putem să purtăm costumul întreg și vara, nu doar la piscina acoperită. Sigur, costumul întreg este făcut pentru doamnele care nu-și doresc să se afirme atât de tare cu abdomenul. Costumul de baie să aibă cupe, să nu aibă sutienul? De preferat să nu aibă. Ce înseamnă acea cupă? Ele de multe ori sunt dintr-un burete, burete care absoarbe apa. În momentul în care ați intrat în apă, nu o să se usuce în timp util acel burete, fapt pentru care o să vă creeze tot timpul un disconfort. Zi-mi în final și care ar fi cele mai importante sfaturi vara atunci când mergem la plajă. În momentul în care mergi la plajă, nu trebuie să folosești un parfum strident, nu trebuie să-ți iei accesorii prețioase, ceasuri, brățări, inele și așa mai departe. Deci, accesoriile principale sunt geanta de plajă în care vă puneți tot ceea ce doriți și aveți nevoie și, bineînțeles, ochelarii de soare și deja sunteți gata de o plimbare pe faleză și o relaxare la piscină. Atât pentru astăzi, sper că vă sunt de folos sfaturile noastre și nu uitați că vă aștept din nou săptămâna viitoare la aceeași oră.